Reprezentanții Administrației Finanțelor Publice Gorj au atacat soluția judecătorilor târgujieni, avertizând încă de la început că vor merge până la ultima instanță, lucru care s-a și întâmplat. Un verdict în acest sens va fi dat la Tribunalul Gorj pe 4 aprilie. Potrivit jurnaliștilor de la Scandal de Gorj, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiția României au fost cei care au stabilit anul trecut, odată cu condamnarea la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă calificată în dosarul strămutat de lux, că în cazul lui Ionel Manțoc trebuie să fie recuperată prin confiscare o sumă de 378.000 de lei, care ar fi fost dobândită prin săvârșirea faptelor asimilate infracțiunilor de corupție. Acesta și Ion Vulpe, amândoi foști directori în cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia, au fost acuzați că au cumpărat case de țară la prețuri mici în sate care urmau să fie demolate de minerit, iar în schimbul lor au primit drept despăgubiri vile de lux. Instanța a decis că de la Vulpe trebuie să fie confiscată suma de peste 400.000 de lei, dobândită din săvârșirea infracțiunii. Și acesta l-a urmat pe Manțoc și a făcut contestație, însă nu a reușit deocamdată să obțină suspendarea executării silite până la data de 1 aprilie, timp în care acesta trebuie să depună la dosar mai multe înscrisuri prin care să confirme că este întemeiată solicitarea sa.